Bună ziua, prieteni! Eu sunt Niculina și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vom face chifteluțe cu cartofi la cuptor. Sunt atât de simple și gustoase. Le putem servi cu orice fel de sos sau salată la alegerea noastră. Ne trebuie 500 de grame de cartofi, o bucată de tofu, 3-4 linguri de pesmet, 2 linguri ulei de măsline, o jumătate de linguriță de piper, o linguriță de sare, 2 lingurițe de mărar uscat sau verde și un cățel de usturoi. Cartofii îi punem într-o oliță, îi acoperim cu apă rece și îi punem la fiert. O linguriță de sare îi lăsăm cam 20 de minute din momentul în care încep să fiarbă. Bucata de tofu o tăiem cu bulețe și o dăm deoparte. Cartofii sunt gata, îi scurgem, îi punem într-un bol, îi pisăm până când se formează o pastă de cartofi. Adăugăm cățelul de usturoi dat pe răzătoarea mică. Mai punem mărarul uscat, piperul, învârtim cu lingura pentru a se amesteca bine toate ingredientele, gustăm de sare și piper, mai adăugăm dacă este necesar. Punem o lingură de ulei de măsline, mai amestecăm puțin și este gata aluatul nostru. Luăm o lingură plină cu aluat, o pisăm cu lingura, punem în mijloc un cup de tofu. Închidem chifteaua, acoperind bucata de tofu și dându-i o formă alungită. O tăvălim prin pesmet și continuăm până le terminăm pe toate. Din toată compoziția mi-au ieșit 9 bucăți.
Le punem în tavă, pe hârtie de copt. Punem un fir de ulei și dăm în cuptorul static preîncălzit la 190 de grade pentru 25 de minute sau până când are o culoare frumoasă pe deasupra. Sunt gata, uitați cum arată! Sunt simple, dar foarte gustoase. Le servim cu orice fel de sos sau salată, totul depinde de gustul nostru. Asta este tot! Poftă bună! Vă mulțumesc că îmi sunteți alături și nu uitați să dați like, să distribuiți dacă v-a plăcut. Vă aștept și la următorul deliciu, pregătit cu mare drag pentru voi. La revedere!